Da, după toate fi spuse, am ajuns aici, la restaurantul. Un restaurant foarte șmecher, foarte frumos. Și zice, doamna, vezi că ai ceva ce-o comandă, o pizza și o apă. Și curentul, uite acolo. Acum, când am curent, nu mai știu eu ce să mai încarc. Și adevărul, nu prea am descărcat prea mult de ieri, numai bateria, ai o baterie și trebuie să-mi pun mașina de tuns pe treabă, că fete călduri, că te trebuie să pierzi mai rău puțin, că cu fetele de mine. Da, am ajuns aici, mi s-a spus, unde vreți să-ți faci poate? Am zis, nu, acolo, am zis, la căbănuțe de lemn și acolo, dacă se poate să facă tu, și perfect. Am vă mulțumesc, poți să mănânc aici? Suntem în story. Eu acum încet, cu românii, n-ai treabă. Da, nu, n-am treabă. Da, eu, okay. O lună de zile ta singur îți da? S-o obișnuit cu singurătatea. Asta vrei tu? Nu, vreau să fac ceva ce nu a făcut nimeni. Ok, foarte. Și vă mulțumesc mult, vă mulțumesc. Ok, deci portul să-l pui în partea aia acolo, da? Da, 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 vă mulțumesc mult, să rămână. Deci, dacă vin bagabunți aici, le rupe, mă, spaznic în seara asta. Aveți grijă pe unde umblați, ce faci, că sunt pasnic. Da, vă zic, doamna, că pleacă, nicio problemă, după cum vedeți, ăsta e restaurantul. Da, e un frumos vibe, uite, uite, ce, ce frumos vibe de aici, amu. Da, dar ce ziceți, aici o, un puț ceva, e mlaște în aici. Ia, e foarte, foarte frumos vibe, uite, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Uite-te ce locuri frumos avem. Doar așa ceva n-am văzut în Italia. În afară de apă nu am văzut nimic. Unde vedea munte era oraș. Și nimic în afară de oraș. Nu vreau să fac o comparație cu Italia tot timpul în fiecare vorbă. După aceea lumea o să mă înțeleagă greșit. Aici de-aia spun bun venit în paradis ca să înțelegeți ideea. Acolo n-am zis niciodată, n-am zis așa. Aici tot timpul spun bun venit în paradis pentru că chiar aici e paradis. Așa e frumos aici. Atâtea locuri goale. Vedeți? În alte țări, așa ceva era plin. Sunt locuri goale. Deci pur și simplu pășune. E doar o pășune. Da, ce frumoase câmpuri, ce câmpuri, ce dealuri, ce, ce structură, a, nu știu, e wow. La intrare în Hrulău, mai am 4 km. Deci 3 km am făcut de acolo, de unde v-am arătat, până aici 3 km. Mai am 4 km. Mai am 4, da, mai am 4 km. Doamna pleacă, rămâne priza pe mine în seara asta. Deci, în seara asta ne băgăm și în bocan. Este alarm, este cu tare. Problema este că nu vreau să le spun din acest. Mă, nu mai scă, nu mai ies vremurile alea ca pe vremuri, când era înainte cu pac hoții, cu bagabonții, pac par geamuri, intră până, da, mai sunt așa. Nu, nu, nu. Deja lumea a evoluat puțin, lumea a evoluat puțin, nu mai. Ceea ce e foarte, foarte frumos aici. Nu știu, foarte frumos. Da, ce să vă spun? Dani, tati, si, tati, Dani, ceau. Dai seama, eu nu mai știu dacă pot să mănânc aici, am întrebat-o, nu văzut, pot să mănânc aici. Dai seama ce, ce, ce conjuntură am acum. Trebuie să întreb dacă pot să mănânc. De parcă nu știu, așa am ieșit deja să-mi pustiu. Am că mai vedeți voi că mai vorbesc cu oameni și așa mai departe. Păi așa să vă gândiți că eu sunt în pustiu, frate, eu sunt cu mine. Eu cât îs cu oamenii, cât vorbesc, cât schimb două, trei vorbe. Eu nu trăiesc în lumea oamenii, eu trăiesc în lumea mea, eu sunt singur pe drum, noaptea mă cu singur, dimineața mă trusesc singur, deci... pizza, tot pe umblată, tot mă rănoșiți și voi să vedeți pe ce vorba aici. Vă trebuie pizza, vă place? La muncă cu voi și în casă, stați să faci, că și eu când am vrut să mănânc pizza, la muncă. Iar pentru chestia asta am muncit astăzi. Am făcut mulți kilometri, am făcut 30. Am făcut aproape 30 am făcut. Se pare că mai aveam 33, nu mai știu cât aveam, 33 sau 34, mai aveam de ieri. Am dat acum pe o rută mai ocolitoare, că eu trebuia să iau pe Slobozia, ceva cu S, trebuia să iau pe ceva după cu S și nu prea mi s-a părut mie, că mă gândim, mă împotmălit cu acolo și hai să iau eu pe drumul ăsta, că văd verde pe hartă, nu văd cazul în urmă. Am o siguranță să mă unde sunt lucruri. Aici sunt perfect. Tiruri acolo, îmbarcate două tiruri. Și combinație, combinație. Bă, băieți, ce să spun? M-am arătat
Despre ce vorba, Dani, tati, mersi, aici sunt. Cred că femeia asta pe mine m-a așteptat, Dani, după cum înțeleg eu. Când mi-a dat pizza, a spus că ea pleacă. Manele, cred că pe mine m-a așteptat. Acum de tu că, dar e bine aplicată, tu că înapoi, aproape 3-4 km de unde ne-am întâlnit. 4 km mi-e o oră, frate, o oră, mă. Tu una, două, cu mașina te-ai dus, mi-ai adus o bere, paca, te-ai dus, paca, ai venit nouă. Eu cu 4 km mi-e o oră, ție 5 minute, pentru mine o oră mult, frate, de-aia ți-am spus. La mine ziua durează foarte mult, la mine o zi lungă durează foarte mult. Pentru că eu am trasee de 5 km cu metru pe 30 minute și pentru mine o oră. Trasee de 30 km pentru tine e o jumătate de oră, 60 km la oră, pentru mine o zi întreagă. Și am spus, eu altfel pe lume, altfel pe lume. Chiar am văzut acum un iezuri din la mare. Mă, așa mare iezuri, n-am văzut în viața mea, mă. Păi zic că să vin să cală mâncat, să zic să mă mănânc. Dar mare, eu fuc, eu fuc, mă. În păcate, fost mort. Cred că de câine a fost mort. Am văzut într-o groapă, tocmai lângă o strână de oi. Aici e o strână de oi. Băieți, ce să vă spun, ca să totul să vedeți despre ce vorba. V-am pupat, o zi bună. Adică o seară plăcută în continuare, v-am pupat. În seara asta, manevre. Adică mă simt exact așa la mine acasă. Mai spun femeia că pleacă. Deci înseamnă că nu stau în constrângerea aia, oare ce a zice, mai pus în carne, pa, pa.